justiția. O altă prioritate a fost prioritatea mea. Cu bunele și relele ei, nu mai este la nivelul anului 2004. Atunci când, în sediul de la Chițelev, se stabilea cui să se facă dosară. Stabilea Năstase, cu Văcăroiu, cu Stănoiu și așa mai departe. Astăzi, justiția are nivelul ei de independență, dar și nivelul ei de erori. Erori și uneori abuzuri. Legislația trebuie modificată în așa fel încât abuzurile să nu mai fie posibile, în așa fel încât un procuror care falsifică probe să fie tras la răspundere, dar nu trebuie pus sub control politic nici procurorii, nici judecătorii. Avem de dat o bătălie teribilă. Avem de dat o bătălie teribilă pentru ca numirile de procurori să nu revină din nou la partide. Decizia Curții Constituționale care face din ministrul justiției un șef al președintelui României este inacceptabilă și prin legi trebuie să restabilim cheia dublă la numirea procurorilor. Nu se poate să fie lăsată pe mâna unui om politic numirea și revocarea procurorilor, pentru că acel om politic este sub controlul partidului. Azi e Tudorel Toadă, ministrul justiției. Dar dacă mâine devine Dăncilă ministrul justiției? Dar dacă mâine devine fata de la Tineret și Sport ministrul justiției? Vă imaginați unde se stabilesc schimbările de procurori? Legislația de până acum a stabilit foarte corect acea dublă cheie, mult pulită de unii, dar astăzi văd efectele ei. Văd ce înseamnă să nu mai existe dublă cheie în numirea procurorilor. Aici avem de dat o bătălie serioasă, pentru că lucrurile pot evolua extrem de rapid și extrem de negativ. O să ne trezim cu procurori stabiliți de Dragnea, o să ne trezim cu faptul că atunci când unui om politic îi se face un dosar, vine domnul Dragnea și spune simbol pe procurorul șef, pentru că n-a avut grijă ca omul meu de la Cucuieți să nu fie anchetat.